Panică pe plajele de pe malul Borcei după ce Direcția de Sănătate Publică din Călăraș ar fi constatat că apa ar fi infectată cu E. coli, o bacterie provenită din fecale. Cel puțin asta se arăta în adresa instituției din data de 15 iunie. Culmea este că, deși adresa DSP figurează cu data de 15 iunie, Agenția pentru Protecția Mediului Călăraș a anunțat abia în cursul zilei de ieri pe o rețea socială că plajele din municipiu se închid. Însă, degeaba a fost făcut acest anunț într-un târziu, deoarece DSP se contrazice în declarații. Potrivit directorului instituției Cezar Rădulescu, se pare că, în urma unui al treilea test, dintr-o dată, apa ar fi bună pentru scăldat. Cu mai multe detalii despre acest subiect vine colega mea, Ana Maria Giol. Uite, E. coli, nu e E. coli. Direcția de Sănătate Publică din Călăraș se contrazice în declarații. Deși la data de 15 iunie instituția ar fi emis o adresă prin care transmitea că s-a constatat prezența bacteriei E. coli în apa de pe malul Borcei, se pare că în urma ultimei testări bacteria ar fi dispărut ca prin minune. Legislația prevede o recoltă de apă de îmbăiere în presezon și două recolte de apă în fiecare lună în sezon. Recolta din presezon a ieșit necorespunzătoare, motiv pentru care s-a recoltat, conform metodologiei INSP, o a doua probă. Rezultatul de această dată a fost neconform, dar cu o încărcătură microbiană redusă față de primul set de analize. Proba 2 fiind neconformă, s-a repetat recoltarea după 10 zile, aceasta fiind în sezon, pentru că deja a început sezonul, recolta s-a efectuat în 20 iunie. Rezultatul pentru setul 3 de probe este total conform. Am auzit, am înțeles că se vor închide plajele, dar nu cred, nu cred în bacteria asta. Te frică? Nu. În ciuda faptului că au depistat bacteria, văd că ai venit la plajă astăzi. Da, păi nu mi-e frică. Nu ne e teamă, ne simțim bine, e soare, e plăcut, am nimerit o zi superbă astăzi. Nu, mi-e frică deoarece, nu știu, este o apă curgătoare, adică nu văd vreo problemă. Dacă e să fie aia e. Vin în fiecare zi la plajă și nu cred că există vreo bacterie. Poate vine Putin și ne vindecă și de bacteria asta, cum a vindecat și de COVID. Nu, nu mi-e teamă. Vin în continuare, nu am nicio părere. Cum există și COVID, cum există și variola maimuței, exact așa există și E. coli. Tot de ei făcut. E. coli tot timpul a existat și dar așa să închizi, trebuie verificat mai atent o altă analiză să oprești imediat plaja, chiar în sezon. Trebuie verificat mai atent, că Dunărea și asta curge tot timpul, dar Borcea. Acum, după constatările instituției, v-ar fi frică să veniți cu copiii la plajă? Nu, nu mi-e frică. Atât timp când se vede că sunt copii pe în apă și pe plajă, nu s-a întâmplat, nu s-a semnat niciun caz în momentul de față în spitalizare, de ce nu? După rezultatul setului 2 de probe, au fost înștiințați administratorii celor două plaje din municipiul Călăraș, iar aceștia trebuie să-și monteze plăcuțe avertizoare, încât populația să știe că apa în acel moment nu era conformă pentru îmbăiere. Așa arată panoul prin care administratorul plajei recomandă ca cetățenii călărășeni să nu intre în apa infectată. Mergem către acesta să aflăm mai multe detalii. Am informat utilizatorii despre calitatea apei și că nu este recomandată pentru îmbăiere. Adică am pus panouri cu scăldatul interzis în urma analizelor care au fost prelevate. Acum, după ultimele analize, apa este bună de îmbăiere, am primit și comunicatul de presă al DSP-ului, deci probleme nu sunt. Plajele nu au fost închise niciodată. Legislația precizează clar că avem obligația ca și administrator de plaje să atenționăm, să informăm pe utilizatori despre calitatea apei. Asta e tot, iar noi această monitorizare se face permanent. Noi avem contract cu DSP-ul, plătim probele, plătim analizele, se recoltează la două săptămâni așa cum este legal și cum este corect, adică și noi suntem interesați și avem grijă de clienții noștri, de utilizatorii de ștrand și așa mai departe. Dar noi asigurăm dușuri, deci avem apă pentru duș, pentru clătire, deci nu avem nicio problemă. Oamenii pot veni la plajă, pot veni la soare, să bucure de natură, de nisip, de plaja noastră, care e plaja orașului și e tradițională. Am auzit ceva, dar totuși mi se pare un pic imposibil, pentru că la noi, fiind apă curgătoare, am impresia că nu are cum să stea acea bacterie pe loc. Așadar, plajele rămân deschise în ciuda isteriei care s-a format în jurul acestui subiect.